termenul are mai multe înțelesuri, dar sensul pe care o să folosim acum e următorul. O taxonomie este un mod de a clasifica lucruri. În cazul ăsta vor fi articole, posturi, pagini, orice. Ceva de genul. Deci, pur și simplu, ca să le pui mai multe compartimente ca să le găsești mai ușor. În WordPress sunt două taxonomii predefinite. Una sunt categoriile, care sunt ierarhice, deci poți să ai categorii, subcategorii, etc. Și tag-uri. Răspund că toată lumea știe ce sunt alea și cum le folosim. Aici avem o chestie destul de complicată la prima vedere. Partea stângă avem categoriile și tag-uri, despre care spuneam. Dar, de ceva vreme în WordPress, poți să ai mai multe seturi de tag-uri, de exemplu. Și în diagram asta avem tag-uri care reprezintă diferite persoane. Sau tag-uri care reprezintă orașe și alte tipuri de genul ăsta. Acum, asta nu se adresează oamenilor care fac bloguri personale. De obicei, sunt suficiente categorii și tag-uri. Dar pentru un site care folosește WordPress ca CMS, mă rog, așa, îți pot folosi taxonomii pentru chestii super interesante. De ce am folosit taxonomii? În primul rând, sunt ușor de creat. Este un plugin, simplu taxonomii, care oferă și interfață. Nu trebuie să scrii cod pe mână. Așa? Din WordPress 2.8 există o interfață de administrare pentru orice fel de taxonomie. Deci, din nou, nu, nici măcar un alt plugin nu e nevoie. Și în dreapta avem, exemplu, avem tag-urile normale. Și mai jos avem definit o taxonomie nouă, gen muzical, pentru un site de muzică, de exemplu. Un alt avantaj ar fi că pe site ai permalink, adică URL-uri frumoase, de exemplu, muzică.com, gen jazz. Și un avantaj ascuns, să zic așa, că numărarea e optimizată în bază de date. De exemplu, dacă sunt 100 de posturi care au tag-ul jazz, nu sunt numărat de 100 de ori în bază de date jazz, ci o singură dată. Și am să dau acum niște exemple teoretice de cum s-ar putea folosi taxonomiile. Pe un site de muzică, de exemplu, vrei să postezi ce album a apărut noi. Și deci fiecare album ar fi un post, cum ar veni. Și la albumul respectiv poți să ai o taxonomie cu artiști. Și scrii artistul, genul muzical, apariției și orice ceva de genul ăsta. Și după fiecare criteriu din ăsta, poți să sortezi albumele respective. Și nu trebuie să hackuiești nimic WordPress sau ceva de genul ăsta, pur și simplu e nativ. De exemplu, un site de fotografie. La fel, o fotografie ar fi un post, practic, și puteai să ai aparatul care a făcut fotografia, locul unde s-a făcut, data fotografierii, tag-uri normale, adiționale, care se descrie conținut fotografiei și orice alte chestii astea